Rugăciune, rugăciune, taină și mister ascuns. Pentru mulți ce li se pare că-s copiii de-a lui Iisus. Rugăciune, rugăciune, ce mulți azi vorbesc de tine. Însă ce puțini sunt aceia care știu ce-i rugăciunea. Rugăciunea-i hrană vie, însă pentru cei ce-s vii, pentru cei ce în viața asta ei sunt niște mărturii. Fraților, ca om cu simțuri și ca un răscumpărat, aș dori să împărtășim ceva foarte important. După cum în trupul acesta, fără aer, nu trăim, tot așa și în Duhul nostru. Fără Dumnezeu, murim. Hrana pentru trup cu aer se produce când inspiri și acest aer scoate afară bioxidul când expiri. Aerul oxigenează sângele în organism și tot el, prin alveole, scoate toxicul emis. Și când mecanismul acesta nu funcționează bine, simți că trupul se sufocă, fiindcă toxicul e în tine. Pentru suflet, rugăciune este, suflet, este sursa ce hrănește sufletul, ce duc de viață, care în trupe locuiește. Și când rugăciunea noastră nu funcționează bine, sufletul e în alertă și mereu tot în suspine. Sufletul e viața noastră și e produs dumnezeiesc. Și pe el îl poți hrăni doar cu cei duhovnicesc. Rugăciunea este firul direct cu stăpânul tău. Și stăpânul ține minte, nu-i un om, e Dumnezeu. El cunoaște sentimentul, scopul pentru ce îl ceri. El cunoaște tot adâncul ce-i ascuns ca un mister. Și în raport de dăruire și de a ta sinceritate, și în raport de conținut și de a ta maturitate, vei ajunge la o hrană care simți că te hrănește. Vei ajunge la izvorul care în duh te răcorește. Altfel poți să stai, băi frate, cât vei vrea în rugăciune. Dacă nu ești dezbrăcat de tot ce e deșertăciune, dacă nu știi ce înseamnă prăbușire pe deplin înaintea celui veșnic, care este sfânt, sublim, dacă nu scoți idolașii la care mereu te închini, n-ai să ajungi la părtășia după care tu suspini. Ai să faci o rugăciune, dar așa, de suprafață, nu o rugăciune adâncă ca să simți că-ți dă viață. Dimpotrivă, poți ajunge la o stare și mai rea. Și atunci să și vrei, n-ai să te mai poți ruga. De aceea rugăciunea are un timp și vreme ei și are o greutate și o valoare, frații mei. Ea și atinge apogeul când trăim neprihănirea, când iubim pe Salvatorul, când iubim dumnezeirea, când iubirea cea frățească arde în noi ca și un jar, când tânjim după Iisus și după cerescul har. Știți cum arde atunci focul? Știți cum vasul clocotește? Știi cum simți pe Duhul Sfânt, cum în toate te întărește? Știi cum pleacă atunci frica? Și în loc vine credința și credința te ridică și aduce biruința. Boala nu te mai înfrică, orice nume ar purta. Căci Iisus, eternul doctor, poate totul vindeca. Și de-o fi îngăduită să ne treacă prin cuptor, acceptăm cu bucurie, căci Iisus e în ajutor. Cine și-a săpat fântâna în pridvorul înțelepciunii, cine a cunoscut adâncul și fiorul rugăciunii, cine și-a umplut paharul pe genunchi cu lacrimi sfinte, cine a prețuit în viața ale Domnului cuvinte, o asemenea ființă nu mai umblă după bani, după slavă, după glorii, după gustul de ciolan. Nu te mai încântă atunci niciun trai ce-i trecător, te încântă brațul tare a celui ce-i salvator. Cauți să rămâi într-o sfântă părtășie cu Hristos și cu ai Lui, și aici, și în veșnicie. Și când simți că părtășia se ciunțește uneori, lupți ca un erou pe fronturi să-i aduci a ei valori. Asta este rugăciunea și a ei maturitate. Pocăință, curăție, dragoste și bunătate. Ele sunt surori de cruce sub cerească împărăție și a lor hrană consistentă e profunda rugăciune. Doamne, suntem încă în trup de carne, suntem încă din țărână. Vrem ca slava Ta, o Doamne, peste noi ca să rămână. Vrem cu Tine veșnicia, vrem cu Tine și aici, vrem să fim eroii vremii, fă-ne Tu în duh voinici. Dă-ne sfânta înțelepciune din belșugul Tău divin să fim gata, gata, Doamne, să Te întâmpinăm.